am protestat 3 zile la Parlament și problema mea așa și nu s-a mai soluționat pentru că nu interesează pe nimeni. Dar v-ați luat cort, te-ați protestat da, și noaptea sau cort, e frig? Am, dar e imposibil, noaptea e foarte frig. Am înțeles. Da. Dar oricum, stați în stradă sau unde locuiți? Stau asta e stradă. Problema, în nu? Stradă. Că nu mai aveți casa aceea de la stradă, Sângerei. În stradă, peste tot. Acolo nimic nu am. Nici de Sângerei nu mă pot apropia. Polițiștii care m-au dus la spitalul psihiatric din Bălți mă caută prin tot Sângereiul. Și oamenii îmi spun cum că transmit. Cum o prindem, cum o, că ea nu s-a stâmpărat și o să o lichidăm așa cum am lichidat separatiștii în Transnistria. Am auzit că spuneai asta lui Valeriu, dar da. Nu cred că zic polițiștii așa ceva. Au zis? Stai foarte mașină, grav, n-ai scris plângere la procuratură, am la scris peste spia, tot, la peste minister. Tot am scris. Peste tot, cereri, sunt cereri. Dar cine sunt polițiști că ai zis că așa. Unul Ropot, e nu cumva de la noi, din sat, de la PPN, Victor? Victor Ropot. Poate să fie de la vârstă, are vreo 50 de ani, nu? Nu, e mai... S-ar putea să fie altul, dar mai tânăr. Acela e mai tânăr. Vasile Petrov. Acela poate fi de la... Acela e de la Transnistria care a luptat. Acela altă e Bagereanu. Dar a doua poate fi, că ce iau Petrov? Bagereanu și Ropot, Victor. Și iată, acești polițiști, pentru că eu am fost internată de ei, că am protestat, am în Sângerei, și oamenii îndemnam oamenii să protesteze cu mine. La primărie, la Consiliul da, Raional, și la nu știu primărie, cum. Acolo Consiliul Raional și primărie este pe drum, da. Și oamenii îmi spuneau, dacă vinem cu tine, ne alăturăm de tine, a doua zi, noi nu lucrăm, tu vine că nu lucrezi. Deci, păi asta nu e bine că nu lucrezi, dar... Voi da, nu aici am văzut că ai avut susținere, au mai ieșit oameni. Da, aici au ieșit oameni, în Chișinău au ieșit, m-au susținut. Îi mulțumesc lui Maria Molor că a venit și m-a susținut, a venit Andrei Chirtoac. Dar reacție de la autorități, eu? De la autorități nicio reacție. De la primărie a venit Vasile Pascari și tot. Să acel că care e cu ordinea publică? Da, sau care Vasile Pascari? Vasile Pascari, eu am completat declarația despre meeting, de da, el e cu ordinea publică, ca da. Ca să pot protesta. Și el a mai venit, a mai cerut documente, i-am dat toate documentele și poate că să mai interneze. În afară de Haltei, nu mi-a propus nimic. La Haltei... Stradela Haltei, unde e azilul acela pentru da, da. Oamenii străzi. Dar acolo... Dar e arhiplin acolo, mai ales spre iarnă, de-a mai da, 100 acolo, de locuri de pe... Da, acolo am fost eu odată, Grigoriu m-a adus. Și am stat o noapte, a doua zi, mi-a spus că tu ești de la Sângerei, pleacă acolo la Sângerei și mai... Deci numai pentru cei da, din Chișinău, da? Da, și vreau să spun de polițiștii aceștia. Dosarul de la drepturile omului e pornit. De la drepturile omului am scris, ei mi-au ajutat să, de la Institut pentru Drepturile Omului să scriu plângere, am dat-o la Procuratorul General. S-a început dosarul penal pe acești trei polițiști. Așa, din, în Sângerei trebuia să fie judecata. Alexandru Codoroc era procurorul. Procurorul, acum, cu vreo două luni în urmă, a fost... nu mai poate să ducă dosarul pentru că polițiștii au depus o plângere ca să fie dosarul trecut în alt raion pentru că acest Godoroc ține cu mine. Cum ține? Nu știu cum ține. Dar păi las cerere recuzarea procurorului, dar ce întreaga procuratură și nu mai sunt procurori la Sângerei? Pe mine m-a anunțat, mi-a sunat alt procuror de unde e dosarul în Telenești, Chipăruș Mihai. L-a mutat la Telenești tot. Da, e la Telenești. Și iată m-am dus la el, la Chipăruș Mihai și el mi-a spus așa, că n-am voit să-i închid, dar că până la... judecată, păi nu știu când o să fie incipală și poate să fie judecata. Ei lucrează, lasă-i să lucreze, că dacă îi închidem, trebuie să, dacă nu, să lucreze, că dacă, ce să fac cu ei, pentru că dacă nu vor lucra, statul o să trebuiască să le plătească. Bine, statul trebuia, va trebui să le plătească polițiștilor, care m-au torturat, m-au înjosit, dar eu, că stau în stradă, că m-au dus la spitalul psihiatric în Cătușa. Eu nu primesc nimic. Stai în stradă mai degrabă din cauza surorii care ți-au luat casa, așa, justiției care au decis chestia asta, nu din cauza polițiștilor. Ai stat închisă la psihiatrie pentru că te-au dus polițiștii.
Asta se anchetează acum la Telenești, nu? Da, da. Dar stai în stradă nu din cauza lor. Păi nu din cauza lor, dar cum? Acești polițiști primesc, dacă nu vor lucra, statul va trebui să le plătească. Dar statul de mine, de ce n-are grijă? M-a dat în păi legii stat, pentru ce sunt în stradă? Că legile statului așa de bine lucrează, că am rămas în stradă. Oricum, nu e necesar să fie arest preventiv cât timp ancheta se face. Și când se demonstrează vina lor, ar putea să-i scoată și din funcție și să-i bage și la pușcării. Problema e, cum zici, nea ta, ei fiind în funcție, poate să-i pună pe alții în pericol. Trecut, iată, mai mult de un an. Mai mult de un an, am înțeles. Da. Când? La ce paște va fi? Cum? Iată justiția din țară și problema așa nu se soluționează, problema mea așa și rămâne. A fost jurnal TV acolo la proteste, a fost TV8. Și au și postat. Au sunat, pentru că mi-au arătat băieții că iată ce spune primarul, că au sunat la primarul din Sângerei. Primarul din Sângerei minte, acolo spune că ei mi-au oferit trai, adică mi-au dat locuință și eu am refuzat. Păi cum să refuz eu locuința? De ce n-a arătat ceva în scris ce am refuzat eu acolo? De ce? Stă și minte, nu face nimic, stă și minte. Covaliov, oricum îl cheamă primarul de Sângerii. Iată acest Covaliov stă și minte. Dar aici au locuințe sociale în Sângerii? Da, este o casă mare, cu 5 etaje, a fost dată în exploatare, nu știu, vreo 2-3 ani. E plină cu polițiști, casa ce, nu știu, mai este vreun invalid sau vreun... Da. Dar e pentru polițiști. Apropo, va trebui de filmat. Câte mașini luxoase stau pe lângă casa aceea socială. Și iată ce se rezolvă în Sângerei. În Sângerei Covaliov șede în fotoliu și spune minciuni. Prin minciuni iau proștii care din Sângerei au venit și l-au votat, prin minciuni și mai departe el spune minciuni. Așa, de începem cu Corcodel, președintele raionului. Am fost și el, eu am o echipă de amenzi, pentru că din Sângerei sunt o echipă de amenzi. La fiecare pasă... Amenzi? Amenzi, da. Pentru că te-ai dus la președintele raionului? Pentru că am fost la președintele raionului, el s-a încuiat și a ieșit ungureanu, Gheorghe, fost polițist, era ajutorului, și a chemat poliție. Și ca să scape de mine, cum să scape? Dacă eu am venit cu tot cu haine, că eu de acolo nu mai ies. Faceți undeva, unde știți, acolo duceți. Eu am venit aici, la autoritățile locale. Nu, și a venit poliția și... Bun, și ce articol am invocat? Huliganism sau ce articol te-a amendat? I-am înjurat că am tulburat liniștea publică. Liniștea publică, da. Și ai plătit amenzile, ori ai contestat? Pe ce să le plătesc? Eu sunt boschetar. S-a făcut nici nu le-ai contestat în instanță. Fără mine tot s-a făcut. Dar când a fost asta? Că mi-ai mai povestit cu ani în urmă despre așa caz. Da, da, a fost... Iată, acelea mi le-a... La poștă vin scrisorile și în Sângerii. Și eu le iau, că iată... Dar dacă zici că n-ai adresă, cum îți vin la poștă? Sau poți restanță sau cum? Nu, vin la poștă, acolo se opresc și aceea îmi dă, dacă mă sună, numărul și... Vorbești cu poștărița, da. Am înțeles. Că n-am adresă, unde să vin. Și iată, iar amenzi. Dar nu s-a schimbat conducerea raionului, anul trecut au fost alegeri locale. Nimic acolo nu se schimbe, cum a fost, așa și este. Oamenii stau în fotolii, stau și primesc bani. Iată, atunci când am protestat, atunci când am venit și totuși m-am adresat, dați-mi ajutor social, da, ei au spus, du-te, adă documentele este, le-am scos de acolo, le-am adus. Și cu toate că din primărie acolo, doar toate video din primărie, cum m-au bătut, acolo în primărie și m-au bătut cu toate cu documente, eram lângă asistența socială. Cine v-a bătut? Angajații primării? Polițiști? Ei fac așa, ei cheamă polițiștii și le spun, le dau indicații ce să facă. Scoate-o afară. Da. Băteți-o, scoteți-o și duceți-o. Păi pe mine când m-a încătușat și m-a dus la... Din tăi trebuia să, ca să mă duc la spital psihiatric, trebuia să le dea îndreptare. Platonul ieșit pe prag și-o de... Ce mai, pe asta vreți să o băgăm? Hai, haidem sus, cam o să-i strec. La Platon cine? Doctorul psihiatric, din Sângerei. Și Covaliov atunci era pe prag, încă nu era primar.
ce i-am spus, comandă. Era medic, era. Scoate telefonul și filmează toată nedreptatea asta. El îmi strigă de pe prag. Așa strigă, dacă nu te stâmpi. Actualul primar de Sângerei era martor și a spus că așa strigă. Da, așa strigă, dacă nu te stâmpi. Iată toată dreptatea care o am în țara asta. Pare rău. Vreo reacție de la președinții, ceva? N-ai fost și la Dodon? Nimic. Poate s-a schimbat conducerea și încerc peste o lună. Deci nu știu care s-a schimbat. Cererea, eu am depus cererea acum când am protestat, că la televiziune mi s-a arătat cererea, care am depus-o la Dodon, pentru că multe cereri pentru audiență, pentru ajutor, cine nu te aude nimeni și nu le citesc ei acolo. Am depus cererea și am luat și numărul de înregistrare, că mă dezic de cetățenia Republicii Moldova. Am depus-o. Și mi-a dat și numărul de înregistrare și TV jurnal au filmat, pentru că eu am arătat-o la toți. Nu știu dacă e posibil legal, poți dezici la de cetățenie când ai alta, dar așa să rămâi apatrid, mă tem că nu se poate, păi nu pervede legea. Dacă, și mă tem că trebuie să plătești și o taxă pentru renunțare la cetățenie. Nu ți-au spus cât costă? Nu mi-a spus și nu mi-a spus nimic. Da, eu renunț, dar cum să mă mai lupt eu cu acest regim? Așa am protestat, cererea mână. Iată, dar aici nici protestul nu ajută nimic în țara asta. În țara asta va ajuta atunci când vom pune mâna pe armă. E, nu obții mare lucru cu arme, că ei au armat, au fii trupe speciale, aici vin cu armele lor, da, și fi, din măcelul cealaltă o să iasă numai... I-a arătat că e fapt, e fapt că toate regimurile au căzut cu armă. Cu revoluții de la care ies tot ei, șmecherii ies învingători și victimele, cei care ies, bat și mor, sunt pierdanți. Da, iată.